Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe acum Nova Observatorul. IPJ Timiș a organizat o acțiune de informare pe tema drepturilor victimelor violenței în familie, precum și pentru promovarea măsurilor de protecție a bunurilor personale. Polițiștii au discutat cu cetățenii, oferindu-le sfaturi utile. În această săptămână, polițiștii compartimentului de investigații criminale și ai compartimentului de proximitate din cadrul secției 2 Poliție Urbană Timișoara au organizat o acțiune de informare pe tema drepturilor victimelor violenței în familie, precum și pentru promovarea măsurilor de protecție a bunurilor personale. Activitatea de informare a populației s-a desfășurat în zona pieței din proximitatea stadionului Dan Păltinișanu și în principalele centre comerciale de pe raza municipiului Timișoara. Polițiștii au discutat cu cetățenii, oferindu-le sfaturi utile pentru evitarea victimizării în cazurile de furturi din autoturisme, genți și buzunare. De asemenea, au fost oferite recomandări pentru gestionarea situațiilor conflictuale și informații despre legislația în vigoare referitoare la violența în familie. Totodată, cetățenilor le-au fost oferite pliante informative cu privire la condițiile necesare pentru solicitarea unui ordin de protecție, serviciile disponibile pentru victime și recomandări pentru persoanele supuse abuzurilor intrafamiliale. Activitatea s-a realizat cu sprijinul Autorității Teritoriale de Ordine Publică. Acțiunea a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare și informare a populației privind prevenirea infracțiunilor și protecția victimelor violenței domestice. Primul tramvai galben a ajuns la Timișoara, anunță primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Primul tramvai din noul lot a ajuns asnoapte la Timișoara. Încă 16 vin până la sfârșitul anului. Fac parte din finanțarea record de 75 de milioane de euro pe care am câștigat-o anul trecut prin PNRR, cu care modernizăm flota de tramvaie, autobuze și firobuze, pentru ca timișorenii să aibă la dispoziție un transport public modern și eficient. În 9 iunie păstrăm direcția. Înainte, nu înapoi, transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Tramvaiul face parte dintr-un lot de 17 ce vor fi livrate până la finalul anului, cu o lungime de 30 de metri, o capacitate de transport de 251 de locuri, aer condiționat, podea 100% coborâtă, tramvaiele pot funcționa autonom pe baza bateriei, fără a fi conectate la rețeaua electrică, pe o distanță de până la 70 de kilometri. Polițiștii de frontieră au depistat 5 migranți din Nepal care au încercat să treacă fraudulos frontiera în Serbia. Aceștia au declarat că scopul lor era de a ajunge în vestul Europei. Cetățenii străini au intrat legal în țară în baza unor vize de muncă. Polițiștii de frontieră au depistat în apropierea localității de frontieră Comloșu Mare 5 cetățeni din Nepal intrați legal pe teritoriul României, care au încercat să treacă fraudulos frontiera în Serbia. În data de 16 mai, în jurul orei 16, polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliție de Frontieră Lunga au declanșat o acțiune specifică pe linia combaterii migrației ilegale. În urma acțiunii au fost depistați în apropierea localității de frontieră Comloșu Mare, la aproximativ 400 de metri de linia de frontieră, 5 cetățeni străini care se deplasau pe jos spre linia de frontieră. Deoarece nu justificau prezența în zonă, persoanele au fost conduse la sediul sectorului pentru cercetări suplimentare. În cadrul verificărilor s-a constatat faptul că cei 5 cetățeni străini provin din Nepal și au vârste cuprinse între 22 și 42 de ani, toți bărbați. Aceștia au declarat faptul că au încercat să treacă ilegal frontiera din România în Serbia cu scopul de a ajunge în vestul Europei. Cetățenii străini au intrat legal în țară în baza unor vize de muncă. Polițiștii de frontieră efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, la finalizarea cercetărilor, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun. Oamenii legii sunt în alertă după ce o fată de doar 13 ani a dispărut fără urmă. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale efectuează verificări în vederea depistării unei minore de 13 ani dispărută de pe raza localității Giroc, județul Timiș. La data de 17 mai, Mohorea Diana Maria ar fi plecat voluntar de la domiciliul său din comuna Giroc, județul Timiș, iar până în prezent nu a mai revenit. Semnalmentele fetei sunt înălțime de 1,60 metri, 50 de kilograme, păr șaten lung și ochi căprui. Ultima dată când a fost văzută era îmbrăcată cu un tricou alb, pantalon de culoare khaki și pantofi de tip sport de culoare neagră cu talpă albă. Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat să apeleze serviciul de urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție. Transmit reprezentanții IPJ Timiș. Muzica.
Adi Timiș a transmis un mesaj pentru timișenii cărora nu le-au fost ridicate deșeurile. În contextul întreruperii nejustificate a activității de către Retim Ecologic Service SA, operator de colectare a deșeurilor municipale din zona 1 Timișoara, începând cu data de 30 aprilie 2024 și până la intrarea în normal a activității sau ori de câte ori se impune, Adi Timiș încurajează utilizatorii serviciului de salubrizare arondați zonei 1 Timișoara de colectare, persoane fizice și juridice care s-au confruntat cu întreruperi nejustificate a prestării serviciului, prestarea serviciului sub parametri de calitate și cantitate prevăzuți în contract, neanunțarea întreruperii serviciului sau depășirea intervalului anunțat, neridicarea deșeurilor la data și intervalul orar stabilite prin contract, să uzeze de prevederile contractului de salubrizare încheiat între Retim Ecologic Service SA și utilizator în vederea calculării facturilor aferente serviciilor de salubrizare prestate doar în funcție de serviciile de colectare și transport, deșeuri municipale efectiv prestate de către operatorul Retim Ecologic Service SA conform contractului. Adi Timiș reamintește utilizatorilor serviciului de salubrizare faptul că acest serviciu se realizează în baza unui contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților încheiat între Retim Ecologic Service SA și utilizatorii persoane fizice sau juridice. Din zona 1 Timișoara fac parte localitățile Timișoara, Dumbrăvița, Ghiroda, Giarma, Tagiroc, Moșnița Nouă, Orțișoara, Remetea Mare, Sân Mihaiu Român, Șag, Becșchere cu Mic, Biled, Bucovăț, Scărpiniș, Cenei, Checea, Dudeștinoi, Fibiș, Foieni, Giulvăs, Iecea Mare, Mașloc, Otelec, Parța, Peciunou, Pișchia, Săcălaz, Sân Andrei, Șandra, Sat Chinez, Uivar, Variaș. Transmit reprezentanții Adi Timiș. STPT vă invită să vă bucurați împreună de un eveniment muzical special la tramvaiul platformă din Piața Unirii. Formația Blue Brass vă va încânta cu un concert de excepție duminică începând cu ora 16. Duminică 19 mai la ora 16, STPT vă invită să vă bucurați împreună de un eveniment muzical special la tramvaiul platformă din Piața Unirii. Formația Blue Brass, compusă din studenți talentați ai Facultății de Muzică Timișoara și elevii ai Liceului de Artă Ion Vidu, vă va încânta cu un concert de excepție. Blue Brass este o trupă tânără și plină de energie, care încă din anul 2022 își desfășoară activitatea autodidactică cu pasiune și dedicare. Cu o viziune proaspătă și îndrăzneață, acești muzicieni talentați abordează un repertoriu divers, de la latino și swing până la funk și muzică din mult iubitele animații Disney. Vă așteptăm cu drag să audiați aceste interpretări unice și să petrecem împreună o după-amiază de neuitat, plină de muzică și emoție. Nu ratați această ocazie de a susține tinerii artiști mișoreni și de a vă lăsa purtați pe acordurile muzicilor fermecătoare, transmit reprezentanții STPT. Așa sunt oamenii agitați, îngândurați, neatenți. Asta este cea mai mare problemă de neatenție. Tinerii cu telefoanele acestea mobile nu au un echilibru și nu gândesc fiecare lucru pe care îl au și o datorie pe care o au față de această viață. Tot mai mulți oameni merg pe stradă cu ochii în jos sau în telefoane. Din expresia corpului, spun specialiștii, aceștia par împovărați de probleme, au uitat să zâmbească și să se bucure de lucrurile mărunte. Depresia lovește de la tinerii până la bătrâni. Foarte grav. Ce să facem? Asta e viața, situația, toate scumpe, toate mulțumesc. Cei mai mulți timișoreni spun că scumpirile și salariile sau pensiile derizorii i-au adus în această stare. Alții însă sunt de altă părere. Nu există sărăcie. Oricât de sărac ai fi, dacă știi să-ți socotești și știi cu capul să-ți împarți acel puțin pe care l-ai, poți să fii un om integru și un om mulțumit de viață. Noi am trecut toate etapele, și comunism, și socialism, și capitalism. Dacă știi puținul acela să ți-l socotești, poți să trăiești și să-ți găsești mulțumirea de sine. Ce le transmiteți oamenilor care deja sunt, ca să zic așa, pe fundul prăpastiei? Au căzut în depresii, au căzut în supărări din cauza acestor lipsuri financiare, spun ei. Nu există așa ceva. Un om are două mâini și are un cap și poate oricând să muncească și să nu fie jenat de ceea ce muncește în viața asta. Și atunci nu există sărăcie. Atâta cât ai, atâta te întinzi cât îți permite plapuma. Lipsa banilor. Nu, ei sunt supărați pe viață. De ce, doamnă? Aș știu eu de ce, de acrituri.
Am ajuns acrituri? Nu toți. Cei care nu se mulțumesc cu ce au, ce să facem dacă atâta avem, atât am putut, atât am făcut, asta e, ne mulțumim cu ce avem. Alți timișoreni spun că nu pot vedea partea plină a paharului când dau un salariu mult prea mic pentru muntele de facturi care îi năpădesc. Nu puțin dintre ei recunosc cu lacrimi în ochi că uneori chiar nu au ce pune pe masă. Pentru a asigura o intervenție rapidă și eficientă la nivelul ISU Timiș sunt operative cele două motociclete SMURD. Acestea sunt destinate primului ajutor medical în caz de urgență, contribuind la reducerea timpului de răspuns și asigurând asistența medicală calificată victimelor. Succesul intervenției în situații de urgență ține seamă de timpul de răspuns. Pentru a asigura o intervenție rapidă și eficientă în perioada primăverii-verii, dar și toamna, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, sunt operative cele două motociclete SMURD pentru acordarea primului ajutor medical. Motocicletele SMURD sunt destinate pentru a oferi primul ajutor medical în caz de urgență, contribuind la reducerea timpului de răspuns și asigurând asistența medicală calificată victimelor până la sosirea unei ambulanțe pentru transportul acestora. Ca și în anii precedenți, cele două motociclete de intervenție SMURD din cadrul detașamentelor 1 și 2 patrulează în zona centrală a municipiului Timișoara, pe străzile cu acces limitat și în locurile aglomerate, precum stațiile mijloacelor de transport în comun și piețele. Aquatim a programat mai multe intervenții pentru săptămâna viitoare. Echipele societății vor acționa atât în Timișoara, cât și în alte localități din Timiș. Lucrările urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile. Luni, în data de 20 mai, între orele 8-16, se va executa o conectare de conducte pe strada Avram Imbrone. De asemenea, în zilele următoare se va efectua spălarea rețelei de distribuție și a rezervelor de înmagazinare în mai multe localități. Pe durata lucrărilor, pe 20 mai, între orele 9-14, se va opri apa în Nitzchidorf, iar pe 21 mai, în același interval orar, presiunea va fi scăzută în Nitzchidorf și Șipet. Pe 22 mai, între orele 9-14, se va opri apa în Blajova. În același interval orar, presiunea va fi scăzută în Blajova, iar în perioada 20-24 mai, zilnic, între orele 9-17, se va opri apa în Libling. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. Reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, cetățenii sunt rugați să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. Alfred Simonis și-a lansat candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș în prezența a 3.000 de oameni, ce își propune președintele interimar al Camerei Deputaților pentru Timișoara și Timiș, aflăm chiar acum. 3.000 de oameni au umplut sala Olimpia la lansarea candidaturii lui Alfred Simonis pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș și a candidaților CJT. Simonis a făcut intrarea în scenă din mijlocul spectatorilor care futurau pancarte pe care era scris numele lui. Actualul președinte al Camerei Deputaților a vorbit despre dorința ca Timișoara și Timișul să revină în fața Clujului și a altor orașe care au luat-o înainte ca dezvoltare, dar a explicat și de ce lasă a treia funcție în stat pentru președinția Consiliului Județean Timiș. Până la urmă, ce sens are, oameni buni, să fii al treilea om în stat, al doilea, primul, al 17-lea, dacă n-ai unde să-ți duci copilul la spital când ai o problemă cu el? Dacă nu poți să te bucuri de infrastructură sanitară? Dacă nu poți să-ți duci părintele atunci când are o problemă, să facă un RMN? Și până de curând trebuia să stai 2 luni să se întâmple asta. Dacă stai ore în trafic, cu ce te bucuri că ești primul, al doilea, al treilea, al cincilea om în stat? Dacă faci o oră de pe șoseaua, de pe autostrada care trece pe lângă Timișoara până ajunge Timișoara? Dacă n-ai centură și de la Șag până la Giroc trebuie să faci 40 de minute în loc să faci 5? Dacă n-ai un stadion în care să joace echipa favorită? Dacă n-ai o sală polivalentă în care să poți să organizezi competiții sportive, dar și acțiuni culturale? Ce sens are, al câtelea om ești în stat? Alfred Simonis a vorbit despre principalele obiective ale mandatului său pe care le-a tras pentru Timiș. Printre ele se numără Institutul Oncologic, Stadionul Dan Păltinișanu, Spitalul de Copii, cele două centuri. Acesta a precizat că aceste investiții trebuie dublate de alte proiecte. Vreau să vă mai spun ceva, și anume că nu trebuie să ne oprim aici. Nu recuperăm decalaje și nu putem reveni în frunte
în fruntea acelor clasamente, dacă ne oprim aici oameni mulți. 4 miliarde de euro sunt bani foarte mulți, dar sunt insuficienți pentru a recupera tot ce nu s-a făcut din fonduri guvernamentale în acești ani. Spuneam și mai dau acest exemplu și aici, că în iulie se inaugurează centura de sud a municipiului Timișoara, s-a lansat în licitație centura de vest, la două benzi pe sens, o investiție de aproape 500 de milioane de euro. Acum s-au depus ofertele. Probabil că va fi gata în 2 ani, în 2 ani și jumătate. Sorine, în cât timp va fi gata? Acolo, 2 ani. 2 ani de zile. Știți că în timp ce noi abia închidem în 2 ani inelul 1 al centurii la Oradea, se construiește a doua centură? În cazul evenimentului au mai luat cuvântul Sebastian Ducanu, senator, Sorin Ionescu, candidat pentru Consiliul Local, Cristian Bușoi, europarlamentar, Vasile Blaga, președinte PNL Timiș, Aura Danielescu, inspector școlar general, Nicolae Robu, candidat pentru Primăria Timișoara, Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor, Marilen Pirtea, rector UVT. Sorin Grindeanu a vorbit despre ascensiunea lui Alfred Simonis, de la tânărul ambițios la omul politic care este acum. Alfred Simonis are potențialul și are o miză, aceea de a restabili locul județului nostru în România. Pentru asta trebuie forță, pentru asta trebuie forță politică, pentru asta trebuie determinare. Iar Freddy le are cu prisosință. Vă cer astăzi să credeți în capacitatea lui Freddy de a conduce acest județ și de a reconstrui tot ce s-a pierdut și de a obține tot ce este posibil pentru județul nostru. Deputatul Marilen Pirtea, rector al UVT, a vorbit despre necesitatea unei administrații județene care să susțină investițiile în domeniul educațional, despre importanța unui centru universitar puternic. Toate acestea se construiesc, nu stau la voia hazardului. Se spune că cea mai bună formă de a previziona viitorul este să-l construim. Asta facem noi, doamnelor și domnilor, încercăm împreună să construim viitorul și să nu stăm la mâna hazardului. Dar nu despre noi este vorba, pentru că noi nu suntem un scop, noi suntem un mijloc. Scopul sunt cetățenii, sunt timișorenii, sunt timișenii, pentru care noi trebuie să stăm umăr lângă umăr ca să primească ei ceea ce merită. Pentru că în ultimii 4 ani au fost văduviți de aceste lucruri. Dincolo de infrastructura despre care s-a făcut atât de mult vorbire, că vorbim de spitale, de centru oncologic, că vorbim de centură, că vorbim de drumul expres Moravița-Timișoara, că vorbim de stadion, sală polivalentă, de sănătate în general, dar și de educație. Pentru că cea mai bună investiție pe care poate să o facă un părinte este aceea să investească în educația copilului său, pentru că această investiție nu va da niciodată faliment. Premierul Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, a transmis și el un mesaj de susținere. Acesta a subliniat că timp de 30 de ani Timișoara și Timișul au fost lipsite de proiecte majore și că această situație s-a schimbat deoarece acum există oameni care s-au luptat pentru a aduce investiții în județ. Ministrul Transporturilor a verificat șantierul variantei ocolitoare Timișoara Sud. Potrivit lui Sorin Grindeanu, lucrările au ajuns la peste 80%, iar circulația rutieră va fi deschisă în această vară. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a verificat șantierul variantei ocolitoare Timișoara Sud. Mobilizare bună și progres semnificativ, este concluzia ministrului. Potrivit lui Sorin Grindeanu, lucrările au ajuns deja la un stadiu fizic de peste 80%, o certitudine că circulația rutieră va fi deschisă în această vară. Am făcut un prim tur cu domnul Simoni și cu domnul Robuș, cu domnul prefect și cu alți colegi de la Ghiroda până aici, la Moșnița. Urmează să mergem și spre Șag. Să știți că lucrurile se mențin așa cum v-am spus. În luna iulie această investiție va fi finalizată, va fi dată în trafic. Astăzi când vorbim, ei sunt undeva la 83-84%. Ritmul e foarte bun. Eu cred că la finalul acestei luni, deci lunii mai, se ajunge aproape de 90%, urmând ca iunie și cât mai le rămâne necesar din iulie să fie acoperite celelalte 10%.
repet, mobilizare foarte bună, ritmul foarte bun. Se menține termenul spus de luna iulie. În prezent, peste 180 de muncitori și mai bine de 70 de utilaje lucrează pe cei 25,69 de kilometri ai variantei ocolitoare Timișoara Sud, pe care s-a așternut deja peste 70% din asfalt. Primăria Lugoj a obținut finanțare pentru reabilitarea integrală a clădirilor în care funcționează 3 dintre cele 4 creșe. Astfel, odată cu începerea lucrărilor majore de reabilitare, copiii trebuie să aibă un alt spațiu în care să-și desfășoare activitatea. În acest sens, a fost recepționată o creșă modulară care beneficiază de toate facilitățile de care au nevoie cei mici. Municipiul Lugoj a obținut finanțări pentru reabilitarea integrală a clădirilor în care funcționează 3 dintre cele 4 creșe. Acestea sunt localizate pe Alea Brazilor, Ceahlăului și Buziașului. Astfel, odată cu începerea lucrărilor majore de reabilitare, copiii trebuie să aibă un alt spațiu în care să își desfășoare activitatea. În acest sens, a fost recepționată o creșă modulară pe strada Caransebeșului, care beneficiază de toate facilitățile de care au nevoie cei mici. Capacitatea acestei este de 40 de locuri. Valoarea investiției depășește 1 milion de lei, iar lucrările de amenajare au durat 15 zile. A ales varianta de a construi o creșă modulară ca tampon pe perioada derulării lucrărilor la toate cele 3 creșe și să ținem copiii în acest spațiu până când se finalizează pe rând lucrările la aceste creșe. Am început demersurile de proiectare cu 6-7 luni în urmă. A durat foarte mult pentru că condițiile de avizare la ISU, la DSP sunt foarte stricte. Și am dorit să respectăm toate aceste condiții, fiind vorba de copii care vor ocupa aceste spații. Lucrările efective au durat foarte puțin, în 15 zile a fost amenajată. Este vorba de o creșă modulară care va asigura spațiul necesar pentru 40 de copii, cu săli de masă, cu dormitoare, cu săli de multifuncționale, de joacă, cu izolator, cu cabinet medical, cu oficiu alimentar, cu tot ceea ce trebuie conform legislației în vigoare. În amenajarea creșei modulare au fost folosite echipamente de cea mai bună calitate în ceea ce privește iluminatul, climatizarea, dar a fost asigurat și un sistem bine pus la punct, digitalizat, pentru desfășurarea activității în bune condiții. Un aport important în realizarea acestui proiect l-a avut Angelica Uscat, director DASC Lugoj. Toate lucrările mele sunt cu suflet și sunt foarte fericită că suntem la final. Cred că se văd emoțiile pe fața mea și emoțiile sunt exact pentru faptul că am fost ore în șir peste zi aici. Îmi doream să fie așa cum este acum, perfectă din toate punctele de vedere și va fi. Și părinții vor fi foarte mulțumiți de asta, eu sunt sigură. Pentru că este ce trebuie, este avizată ISU, este avizată DSP, are avize de funcționare și este așa cum prevăd normele că trebuie să fie din toate punctele de vedere, o locație care adăpostește copii. În această perioadă, creșa modulară va fi mobilată, astfel încât, începând cu 3 iunie, să poată primi copiii. S-au împlinit 123 de ani de la nașterea lui Romul Ladea, un mare sculptor bănățean. Operele sale se regăsesc în aproape toate marile orașe ale țării și reflectă pasiunea și dedicarea din domeniul sculpturii. În data de 17 mai se împlinesc 123 de ani de la nașterea lui Romul Ladea, un mare sculptor bănățean și un nume de referință în lumea artei românești. El a fost elevul învățătorului Iuliu Birou, tatăl scriitorului Virgil Birou. După absolvirea studiilor secundare la Oravița și Timișoara, la Școala de Arte și Meserii, în anul 1922, Romul Ladea devine student la Școala de Arte Frumoase din București. În 1924 se înscrie la prestigioasa Academie din Paris și frecventează atelierul celebrului sculptor Constantin Brâncuș. În anul 1927, Romul Ladea este numit profesor la Școala de Arte Frumoase din Cluj, iar în 1933, odată cu mutarea acesteia la Timișoara, el rămâne acolo până în anul 1949. Contribuția sa la dezvoltarea artei și culturii în orașul de pe Bega este remarcabilă. Ulterior, la înființarea Institutului Andreescu din Cluj, Romul Ladea este numit profesor de sculptură, activitate întreruptă în perioada 1951-1962. Operele sale se regăsesc în aproape toate marile orașe ale țării. Așadar, Romul Ladea a parcurs un drum impresionant în căutarea cunoașterii și perfecționării sale artistice. Opera sa reflectă pasiunea, dedicarea și influența maestrilor din domeniul sculpturii. Acestea au fost cele mai importante subiecte ale zilei. Nova Observatorul se încheie aici. La revedere!